Deci suntem din nou în emisie. V-am spus până la urmă lucrurile erau. Deci pe undeva se spunea cum anumiți oameni au dispărut chiar în casă, deci erau în casă și după asta stăteau încuiați, au dispărut dintre acești mari proprietăți, să spunem, eliberați, cu proprietăți în afara granițelor României, în Brazilia, am dus în Statele Unite, în Canada, în Australia, erau injectați cu aceste acceleratoare genetice și pur și simplu, la un moment dat, dispăreau, dar prin niște reacții chimice, deci se transformau practic în aer, în azot, în oxigen. Sunt și mai complicate, deci acceleratorul era de un tip de ăsta, că nu exista în, și că nu s-a găsit nimic. Păi nu s-a găsit nimic pentru că acceleratorul genetic apărea numai la momentul respectiv, deci la momentul T0, dintr-un timp, să spunem, oblic sau paralel cu timpul ăsta, v-am spus, la urmă sunt mai multe acții de timp, și atunci dezintegra complet corpul, pe aici sunt arătate și anumite dezintegratoare din astea, sunt mult mai complicate decât astea vibraționale pe internet, deci pot să vină din timp, la un anumit timp, din timpuri oblice, din timpuri paralele. Deci, extraordinar de negativă situație. Nu se mergea cu lupile astea de coarț, suflate cu curent electric. Se mergea mai mult cu această hipermicroscopie, cum am spus, cu lentile așezate 101 peste alta, prin diferite puțuri din astea ținute mai secret. La Europa Liberă nu prea au avut idei, pentru că erau implicați și ei, deci au fost foarte înjurați la alte posturi străini, demascați prin ziare, că lumea era ieșită din minți, deci v-am spus, erau oameni care stătuseră 20 de ani, în pușcări 22-25 și vreau să plece din țară, n-au mai fost găsiți, casa lor fiind încuiați. Erau crime din astea, să spunem, comisii de familie, în care un anumit om punea un praf, să spunem, acolo, discret, care nici nu se vedea, că era din alt timp. Deci gândiți-vă că praful nu se vede când e din alt timp. La momentul T0 apărea ucigașul, să spunem, care ucidea. Cam așa este crima asta din Ciurchi, unde este, să spunem, o familie din asta de deputați, senatori comuniști, dar duce toți pe părinții ei, femei, care au și jefuit-o. Deci că au ucis-o cam de ziua ei, la 66 de ani, erau niște sataniști. Extraordinar de negativ, deci au presărat praf time space din ăsta, invizibil, deci care nu poate fi aspirat de un aspirator la un moment T1, deci în alt timp, el se transformă praful ăla chiar în părinți, în părinții supra-criminali, care aveau niște fețe dezgustătoare complet, o omoară, îi tai capul, îi pun în geam, cam așa vorbea lumea după ce se gândea foarte mult, și după aia se transformă iar într-un praf din ăsta, ies pe gaura chei și ajung pe undeva în Italia, unde femeia avea deja niște proprietăți și după asta ajunge în Statele Unite, se transformă în altceva, vedeți că au un transformer complicat în 4, 5, 6, poți să ieși într-un miliard de persoane și acolo, să spunem, au confiscat totul, bineînțeles, și cu președintele Statelor Unite,
și cu diferite oficialități din Statele Unite și Italia.